Momente de coșmar pentru 180 de pasageri care au zburat ieri din Chișinău spre Roma la bordul unei aeronave Air Moldova. Aceasta a făcut mai multe cercuri deasupra aeroportului italian mai bine de o oră, din cauza ceții în care era învăluită capitala peninsulei, dar și a furtunii. Speriați, pasagerii au început să spună rugăciuni. Potrivit companiei Air Moldova, pasagerii nu vor primi despăgubiri morale pentru coșmarul prin care au trecut, deoarece aeronava nu a avut probleme tehnice. Din cauza furtunii puternice din zona aeroportului din Roma, aeronava ce opera cursa Chișinău-Roma pe 5 noiembrie a fost nevoită să se rețină în zbor într-un spațiu aerian mai sigur, în așteptarea unor condiții meteo favorabile pentru aterizare. Aeronava nu a înregistrat careva defecțiuni tehnice. Potrivit presei italiene, piloții au avut mai multe tentative de a ateriza, însă toate fără rezultat, astfel că aeronava a făcut cercuri deasupra aeroportului italian Fiumicino mai bine de o oră din cauza ceții în care era învăluită capitala peninsulei. A existat și o ipoteză de redirecționare a avionului. După o oră și 15 minute, aeronava a aterizat în siguranță. De menționat că aceasta a decolat ieri la amiază de la Chișinău la ora stabilită și a zburat până la Roma fără nicio problemă.